În seara aceasta vom continua să vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt și, după cum vă aduceți, cred și n-ați uitat, vă aduceți aminte că data trecută am vorbit despre lucrările principale pe care le face Duhul Sfânt în viața unui credincios. Și am spus atunci că lucrarea Duhului Sfânt începe încă cu convingerea celui nepocăit, când Duhul Sfânt îl convinge de starea lui de păcat, îi îndreaptă privirile spre jertfa Domnului Iisus Hristos și omul se pocăiește și prin credința în Domnul Iisus Hristos se convertește, se întoarce la Dumnezeu. Am spus apoi că Duhul Sfânt produce nașterea din nou. Odată ce omul își vede păcatele, vine la crucea Domnului Iisus Hristos, crede în jertfa răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos, Duhul Sfânt îl naște din nou și devine un copil al lui Dumnezeu. Dar lucrarea Duhului Sfânt nu se oprește aici, și continuă, și după nașterea din nou și după convertire, Duhul Sfânt vrea să intre în viața noastră. Și dacă la nașterea din nou și convertire Duhul ne naște prin puterea și prin botezul cu Duhul Sfânt, avem și primim puterea ca să trăim pentru Domnul și începem drumul sfințirii. Am mai amintit atunci despre aspectul trecut al mântuirii noastre și am văzut că mântuirea sau viața noastră de credincioși este o intrare pe poartă, este o călătorie pe un drum și este o țintă finală. Deci este aspectul prezent, aspectul continuu și aspectul de viitor. Și ziceam atunci că lucrul acesta se mai poate spune și mai este spus și sub alte forme, și anume că odată ce am crezut în Domnul Iisus Hristos, ne-am fost izbăviți de pedeapsa păcatului prin credința în jertfa răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. Iar prin botezul cu Duhul Sfânt și drumul sfințirii, noi intrăm în procesul acesta și suntem izbăviți de puterea păcatului, ca în final, când ne vom încheia călătoria, să fim izbăviți de prezența păcatului. Deci judecata din pricina păcatului, de puterea păcatului pe care trebuie să îl învingem și să avem biruință în viața noastră, și apoi când Domnul Iisus ne va chema acasă și va schimba trupul stării smerite, este vorba de glorificarea aceea când vom fi întotdeauna scoși din prezența păcatului. În seara aceasta vom continua și vom vorbi despre botezul cu Duhul Sfânt și în sfârșit ajungem încet, încet la lucrurile care ne interesează și poate că le așteptați de atâta vreme, au trecut vreo 5 serii și tot încet, încet ne apropiem cam greu. Dar haidem în seara aceasta să vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt. Și vom începe prin a spune ce nu este botezul cu Duhul Sfânt, apoi vom încerca să clarificăm ce este botezul cu Duhul Sfânt și să trecem prin toate acele, să zic așa, lucruri care definesc botezul cu Duhul Sfânt. Și haidem să vedem ce nu este botezul cu Duhul Sfânt. Și după cum am mai menționat, botezul cu Duhul Sfânt nu este convertirea și nașterea din nou. Botezul este o lucrare ulterioară după convertire și după nașterea din nou. Nimeni nu poate primi botezul cu Duhul Sfânt dacă nu este un copil al lui Dumnezeu și dacă mai întâi nu a crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos și nu are păcatele iertate. Apoi, botezul cu Duhul Sfânt nu este o sfințire instantanee. Că sunt mulți care consideră că odată ce sunt botezați cu Duhul Sfânt, au ajuns la apogeul spiritualității și nu mai au nicio treabă. Au ajuns desăvârșiți. Nu este o sfințire instantanee, ci Duhul Sfânt ne este dat ca să putem, odată cu nașterea din nou, cu convertirea noastră, cu botezul cu Duhul Sfânt, să pornim pe drumul sfințirii, ca ajutați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să putem ajunge la capăt. Duhul Sfânt nu este o răsplată a unei înalte spiritualități sau unei vieți extraordinare.
Duhul Sfânt este un dar pe care îl dă Dumnezeu, bineînțeles, în anumite condiții, dar nu este răsplata unuia care deja a ajuns desăvârșit, a ajuns special și este foarte neprihănit. După aceea, Duhul Sfânt nu este un eveniment. Vedeți, cinzecimile este un eveniment irepetabil, adică ceea ce s-a întâmplat la cinzecime, atunci când Dumnezeu, Domnul Iisus a turnat Duhul Sfânt, nu se mai întâmplă niciodată ca eveniment. Deci cinzecimea ca eveniment este irepetabilă. Dar botezul cu Duhul Sfânt a început atunci și continuă mai departe de-a lungul istoriei. Și vă aduceți aminte foarte bine despre spusele Apostolului Petru, chiar și în seara aceasta s-a citit versetul acesta, când oamenii la predica lui Petru au rămas străpunși în inimă, au întrebat ce trebuie să facem și Apostolul Petru le-a spus: pocăiți-vă, credeți în Domnul Iisus Hristos, veți fi botezați, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și continuă mai departe și spune că făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, în oricât de mare număr, pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Deci cinzecimea ca eveniment este irepetabilă, dar botezul cu Duhul Sfânt este un eveniment repetabil, pentru că sunt multe voci în lumea aceasta care spun că botezul a fost atunci, a fost dat oamenilor și nu mai este nevoie ca să stăruiești, ca să fii botezat cu Duhul Sfânt. În mod deosebit este, să zic așa, mișcarea aceasta sensaționistă care spune că Duhul Sfânt a fost dat odată la Rusalii și cu aceasta nu mai avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt a fost revărsat, avem Sfintele Scripturi și cu asta gata, botezul cu Duhul Sfânt nu se mai poate repeta, ceea ce nu este adevărat după Sfintele Scripturi. Acum, haidem să definim, am văzut ce nu este botezul cu Duhul Sfânt, haidem să definim ce este botezul cu Duhul Sfânt și este o înșiruire de să zic așa, de caracteristici a ceea ce înseamnă Duhul Sfânt, pe care am spus, le vom relua una câte una ca să le înțelegem mai bine. Deci, botezul cu Duhul Sfânt este o experiență bazată pe Sfintele Scripturi, o experiență cu Dumnezeu, o experiență personală. Este și are loc după convertire și nașterea din nou, însoțită de dovada inițială a vorbirii în alte limbi și continuă mai departe cu o împuternicire pentru misiune și cu niște rezultate în ceea ce privește viața credincioșului, în ceea ce privește mărturisirea și drumul sfințirii și aduce mântuirea până la capăt. O putem reproduce? O să le reluăm pe rând pe fiecare și vom insista câte puțin la toate aceste aspecte a ceea ce definesc mântuirea. Și pentru început am spuneam că Duhul Sfânt este o experiență cu Dumnezeu personală și am spus că botezul cu Duhul Sfânt este ceva care trebuie să însoțească pe fiecare credincios. Este ceva normativ. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că botezul cu Duhul Sfânt, așa cum îl citim noi, fără prea multe prejudecăți din Sfintele Scripturi, este și a fost o așteptare legitimă. Primii creștini nu își închipuiau a fi un credincios sau a trece mult timp de la convertire sau de la nașterea din nou fără ca cineva să fie botezat cu Duhul Sfânt. Din cauza aceasta, botezul cu Duhul Sfânt este ceva cerut de Sfintele Scripturi. Și vom exemplifica lucrul acesta. Și când spunem lucrul acesta, mulți nu sunt de acord.
și nu acceptă învățătura aceasta a Sfintelor Scripturi. Și suntem acuzați, și în mod deosebit, teologia penticostală este acuzată de faptul că nu interpretează sau că nu folosește o hermeneutică. Hermeneutică înseamnă știința interpretării Scripturii la nivelul acesta folosit de teologi și în scrierile teologice. Deci, suntem acuzați că nu interpretăm bine Scripturile. Și suntem acuzați de faptul că învățătura pe care noi o propovăduim în ceea ce privește faptul că botezul este ceva care trebuie să însoțească pe un credincios, se bazează doar pe povestiri, care nu au o mare valoare doctrinară. Și povestirile nu trebuie luate sau din povestiri nu se cuvine. Dacă avem o interpretare corectă a Sfintelor Scripturi, nu putem scoate doctrine din povestiri și din scrierile narrative. Noi răspundem și pe drept cuvânt căci atât doctrina care sunt în Sfintele Scripturi, cât și povestirile sau dovezile istorice sau narațiunile istorice, toate fac parte din Cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia. Și avem cuvântul care este scris în 2 Timotei 3:16, că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să dea înțelepciune, să putem trage învățături. În a doilea rând, deci toate cărțile Scripturii au valoare didactică și nu este înțelept a evita lucrurile și experiența primilor creștini, a apostolilor, ca să zicem, știți ce, experiența lor nu este valabilă pe când Scriptura ne învață de fiecare dată. Uitați-vă țintă la viața lor, la sfârșitul lor de viețuire, urmați-le credința. Și care ar vrea să experimenteze ceva diferit în viața lui de ceea ce ne este arătat în Sfintele Scripturi? Pe de altă parte, Apostolul Pavel scoate din narațiunile Scripturii doctrine. Și vă aduceți aminte când ne spune el în Corinteni, privind în trecut la viața poporului evreu și când spune că toate aceste lucruri cu privire la poporul evreu, toate experiențele trecutului ne-au fost date ca pilde ca noi să nu cădem în aceeași pildă de ascultare și să învățăm. Și lucrurile acestea ne duc la concluzia că noi trebuie să luăm în calcul lucrurile acestea și să ne extragem, să zic, doctrina și din cărțile narrative. Pe de altă parte, Luca, care a scris Evanghelia după Luca și Faptele Apostolilor, el însuși este un teolog care l-a însoțit pe Apostolul Pavel și scrierile lui Luca, Faptele Apostolilor, în ele însele stabilesc și sunt doctrine și stabilesc doctrine. Lucrul acesta și mai ne este îndeajuns ca să putem să ne aplicăm asupra Scripturilor și să luăm în seamă cuvintele Scripturii, experiența primilor creștini și viața noastră de credință trebuie să se asemene cu viața înaintașilor noștri. Și toate experiențele noastre care se laudă mult și știți ce este în lumea aceasta, fel de lucruri care sunt absurde, care sunt puse pe seama manifestării Duhului Sfânt, dar ele nu au nicio legătură cu realitatea Scripturii și cu experiența creștinilor și experiențele care sunt redate în Sfintele Scripturii. Și haidem în seara aceasta, pentru că există atât de mare interes și în biserica noastră sunt fel de voci care încearcă să spună tot mai mult și tot mai apăsat. Nu este nevoie de Duhul Sfânt. Odată ce ai primit pocăința, te-ai convertit, ești născut din nou, ești copilul lui Dumnezeu,
Și este adevărat că odată ce am crezut în Domnul Iisus Hristos, suntem transformați, ne-am schimbat viața. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a făcut nașterea noastră. De la nașterea din nou trebuie să se vadă roadele Duhului Sfânt în viața noastră. Și este adevărat lucrul acesta. Dar a spune că botezul cu Duhul Sfânt a avut loc odată cu convertirea și cu nașterea din nou, nu este conform Sfintelor Scripturi, pentru că sunt elemente și sunt lucrări distincte pe care le face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și haidem în seara aceasta, cu toate că știți toate aceste lucruri, dar este bine să ni le reamintim ca să putem a fi fundamentați în înțelegerea noastră și să nu ne lăsăm clătinați de fel de fel de învățături care circulă în jurul nostru. Și spuneam că, botezul cu Duhul Sfânt este, deci, o experiență cu Dumnezeu, este personală, cu elementul acela de normă, că, în sensul că fiecare creștin trebuie să aibă în vedere botezul cu Duhul Sfânt. O experiență care are loc după nașterea din nou și după convertire, și nașterea din nou. Și haidem să vedem aceste lucruri. Ce spuneți dumneavoastră? Ucenicii au fost născuți din nou, au fost convertiți înainte de primirea Duhului Sfânt și revărsarea Duhului Sfânt sau după? Ce spuneți? Îmi cer scuze. Nu uitați, am trecut de 60 de ani. Ideea este că ucenicii Domnului Iisus Hristos au umblat cu Domnul Iisus. Nimeni nu a avut, să zic așa, harul acesta să stea cu Domnul Iisus Hristos și nu se poate. Au fost curățiți prin cuvânt. Au fost și au experimentat darurile și puterea Domnului Iisus. Domnul Iisus le-a dat puterea, s-au dus, s-au vindecat, au propovăduit. Nu au fost și nu au aparținut lumii. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Ucenicii care au crezut în Domnul Iisus Hristos, mai ales după învierea Domnului Iisus Hristos, au crezut în jertfa Lui. Ei au fost născuți din nou, au fost întorși la Domnul, au fost copii al lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus le-a spus, nu vă depărtați de Ierusalim, stați acolo, până veți primi o putere de sus. Și ucenicii, în număr de 120 de oameni, s-au dus în camera de sus și timp de 10 zile au stat în rugăciune, au slăvit pe Domnul, au stat în veghere și au așteptat promisiunea Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos, în ziua cincizecimii, a avut loc lucrarea, o lucrare măreață pe care universul întreg a așteptat-o, când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu s-a coborât peste pământ, peste oamenii aceia. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se peste fiecare din ei și fiecare din ei au început să prorocească, au început să vorbească în alte limbi, cum le da Duhul să vorbească. Întâi a fost convertirea, nașterea din nou, apoi a urmat botezul cu Duhul Sfânt. Un alt caz, credincioșii din Samaria, și haidem să folosim, să mai folosim și ceva texte, nu? N-am dat texte din Scripturi. Fapte 8, 1 cu 17, este pasajul foarte cunoscut, când după prigoana care s-a dezlănțuit, deci Faptele Apostolilor 8, 1 cu 17, când după prigoana aceasta s-au despărțit, Filip s-a dus în Samaria,
a început să propovăduiască cuvântul Domnului, samaritenii au primit cuvântul. Faptele Apostolilor, în capitolul 8. Numai puțin. Da, samaritenii au primit cuvântul, le-a propovăduit pe Hristos, noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, au avut loc niște lucrări deosebite atunci. Deci Dumnezeu a lucrat cu mare putere prin Filip, spune că îndrăciții ieșeau, duhurile necurate, scoteau mari țipete, mulți slăbănoși și șchiopi erau tămăduiți și au fost o mare bucurie în cetatea aceea. Și ni se vorbește acolo despre un om, Simon, care o să-l mai amintim în istoria noastră, care a crezut și el și spune că au fost botezați atât bărbați și femei. Și spune chiar și Simon a crezut și după ce a fost botezat nu se mai despărțea de Filip. Deci oamenii aceștia au auzit cuvântul, au crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos, au văzut minunile și puterea manifestându-se în mijlocul lor, au fost născuți din nou și au fost botezați. Au primit ei Duhul Sfânt atunci? Nu. Ce s-a întâmplat? Apostolii care erau la Ierusalim, ne spune cuvântul, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, a trimis acolo pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și ni se spune foarte clar, au venit la samariteni, s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Și acum atenție, versetul următor, versetul 16. Căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Erau pocăiți, născuți din nou, au văzut minunile lui Dumnezeu. Dar botezul cu Duhul Sfânt a venit după aceea. Urmărim, au fost, deci, și spune mai departe, atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceștia au primit Duhul Sfânt. Vom reveni când asupra unor elemente din istoria aceasta, un pic mai târziu. Realitatea este că botezul cu Duhul Sfânt are loc după convertire și după nașterea din nou. Continuăm să mergem cu narațiunile Bibliei și să ne oprim acum la Fapte 9:1-8 și să vedem că convertirea lui Pavel, lui Saul, comportă o diferență în timp. Și știți istoria lui Pavel. Pavel a făcut prăpăd în biserică. După învierea Domnului Iisus Hristos, după ce ucenicii erau acolo și mărturiseau, tot mai mulți se întorceau la Domnul, Saul din Tars a început să-i prindă, să-i bagi în temniță și nu i-a fost de ajuns numai atât, a luat împuterniciri de la marii preoți și s-a pornit spre Damasc. Și realitatea aceasta este arătată în Fapte 9:1-18. Fapte 9:1-18. Și plecând mergeau, la un moment dat s-a apropiat de Damasc, a strălucit o lumină din cer în jurul lui, a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul i-a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Și nu insistăm asupra frazei ți-ar fi greu să arunci înapoi. Este ideea că atunci când era un țepuș și este un țepuș folosit de regulă la animale, când era un țepuș și era în spatele tău,
nu-ți venea să dai înapoi, nu-ți venea să te întorci, pentru că era înțepat și era durere mare și nimeni nu îndrăznea și nici măcar nimeni nu ar fi dorit să suporte durere. Și de aia întrebarea, logica în spatele, ți-ar fi greu acum să dai înapoi, să menții poziția la care ai fost până acum, odată ce ne-am întâlnit, ai curajul să-ți menții starea de prigonitor? Te mai țin puterile ca să lupți împotriva mea? Cam asta este întrebarea. La care Pavel, tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Aici este capitularea lui. Deci Pavel capitulează. Și toată vina lui și toată pornirea lui și tot ceea ce făcea el, își dă seama că este împotriva Domnului Iisus. Doamne, ce trebuie să fac? Du-te în cetate, ți se va spune ce trebuie să faci. Și Pavel s-a sculat, s-a dus în cetate. Știți istoria, în Damasc era un ucenic, Anania, pe care Dumnezeu îl ia și îl trimite. Și vă rog să observați cât de precis și exact este Duhul lui Dumnezeu. Și cum lucrează Duhul lui Dumnezeu. Și spune așa: scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă. Știa Dumnezeu unde stă Pavel, la cine a găzduit, știa tot, îl vedea că se roagă și spune: uite, el se roagă, te așteaptă. Doamne, dar ăsta mă bagă în pușcării, ce o să fac? Mă prinde și mă duce la Ierusalim. N-ai auzit ce, cât de rău este și ce face? Și zice: du-te, că este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu. Și Pavel merge acolo și nu numai atât, dar este sincronizată, lucrarea Duhului Sfânt este atât de sincronizată și precisă, încât Pavel are o vedenie. Deci, pe de o parte, Duhul Sfânt îl trimite pe Anania, explică cu lux de amănunte unde să se ducă, ce să facă, cine este Pavel, să nu se teamă. Pe de altă parte, Duhul Sfânt îi arată o vedenie lui Pavel și spune că, uite, el vede, a văzut în vedenie pe un om numit Anania, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el, ca să-ți capete vederea. Și du-te, că l-am ales, și îi voi arăta tot ce nu, trebuie să sufere și așa mai departe. Știți întâmplarea, istoria. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul Damascului, pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umple de Duhul Sfânt. Și acum iarăși întrebarea: când s-a pocăit de fapt Pavel? S-a pocăit când s-a întâlnit cu Domnul Iisus. Atunci toată mândria lui, atunci toată, să zic așa, înțelepciunea lui, toată personalitatea lui a căzut la pământ și prin expresia: Doamne, ce trebuie să fac? Apostolul Pavel a îngenunchiat în fața suveranității, puterii și măririi Domnului Iisus Hristos. Dar botezul cu Duhul Sfânt a venit mai târziu. A venit Anania și haidem să citim. Și spune că chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. Și din nou vedem realitatea aceasta, pentru că mulți susțin și continuă să spună: odată ce ești convertit și născut din nou, ai primit și botezul cu Duhul Sfânt. Și este o scăpare foarte convenabilă, pentru că îi scutește și ne scutește de lucrul acela în viziunea noastră. Greu să te rogi, să te pocăiești, să stăruiești, să stai în rugăciune, să stai în legătură cu frații. Nu-i mai simplu să zici: deja l-am și ai terminat? Numai că Scriptura ne arată altceva.
Un alt eveniment care se găsește în Faptele Apostolilor, capitolul 10, 34 cu 48, și știți foarte bine și istoria aceasta, este vorba de Cezareea, este vorba de Corneliu. Și aici este o situație în care Duhul Sfânt face o lucrare concomitentă, aproape simultană, dar lucrurile acestea pot fi, să zic, logic decalate temporal. Și ce s-a întâmplat acolo? Corneliu, om neprihănit, făcea fapte. Îi se arată un înger al lui Dumnezeu, trimite la Iope, este acolo, la Simon Tăbăcaru, cheamă-l ca să-ți spună, trimite ostaș, îl aduce pe Petru acolo. Și Petru începe să propovăduiască și spune așa, că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatului. Și în timpul predicii, oamenii aceștia cred în Domnul Iisus Hristos, sunt convertiți, Duhul Sfânt a făcut schimbarea în ei și Duhul Sfânt găsește de bine și Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, găsește de bine să-i boteze cu Duhul Sfânt chiar atunci, înainte de botezul în apă. Par simultane sau foarte apropiate în timp, dar logic pot fi despărțite temporal ca să putem dovedi că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență cu Dumnezeu personală după convertire și după nașterea din nou. Am văzut aceste, să zic așa, istorii, situații, 5 evenimente reale care s-au întâmplat în Faptele Apostolilor, prin care am văzut foarte clar faptul că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență cu Dumnezeu, personală, cu caracter normativ, care are loc după convertire. Și în definiția noastră am spus, însoțită de semnul inițial al vorbirii în alte limbi. Și aici iarăși o grămadă de discuții. Și încă de la început, și haidem puțin să zăbovim și poate ne oprim la aspectul acesta în seara aceasta. De ce penticostalii ăștia? Din 1900, de când Dumnezeu a, să zic așa, reînceput din nou, botezul cu Duhul Sfânt a fost dintotdeauna. Nu s-a cunoscut, dar niciodată Dumnezeu de-a lungul istoriei nu s-a lăsat fără lucrările Lui care să fie îndeplinite în viața oamenilor. Au fost lolarzii. Dacă studiem istoria Scripturii, prin 1400, 1500, deci au fost grupuri de credincioși, chiar și în ortodoxi, în creierile munților, undeva oameni care s-au dedicat lui Dumnezeu, sunt consemnate experiențe ale Duhului Sfânt, ale darurilor Duhului Sfânt. Deci de-a lungul istoriei, deci lucrarea Duhului Sfânt nu a încetat niciodată, nu mai a fost perioade și perioade și nu a fost atât de cunoscută. Și spuneam că botezul cu Duhul Sfânt are în teologia penticostală elementul acesta de semnul inițial al vorbirii sau cu vorbirea în alte limbi, care iarăși a dat naștere la o grămadă de discuții. Și discuțiile acestea au început chiar de la revărsarea Duhului Sfânt din ziua cincizecimii, când i-a auzit pe aia vorbind în alte limbi. Ce au zis ceilalți? Peți, plin de must, la care apostolul Petru se scoală și le spune, fraților, oameni buni, îi dimineața, n-au cum să fie, dacă ar fi băut, dar îi dimineața și nu sunt beți. Aceasta este promisiunea Duhului Sfânt și începe să le spună mai departe și mai departe. Prin 1900, cum s-a dezvoltat ideea aceasta și conceptul acesta, sau hai să o numim noi sintagma, un cuvânt frumos, nu? Ați mai auzit? Sintagma. Un fel de a spune, dar expresia, hai să o luăm noi pe înțelesul nostru, să fim așa mai de jos, așa.
expresia aceasta, dovada inițială a botezului cu Duhul Sfânt. Încă din 1900, știți din istoria penticostală, și dacă n-ați citit istoria penticostală, n-ar fi rău să vă uitați puțin cum a început mișcarea penticostală în Statele Unite, prin anul 1900-1901. Parham, Seymour. După aceea, și primul care a introdus ideea aceasta și expresia aceasta, dovadă inițială, a fost Parham, apoi Seymour, în scrierile lui, scria într-un buletin. După aceea, toate marile denominații penticostale și prima care a fost, deci a fost Pentecostal Holiness Church, deci mișcarea Holiness, care era penticostală, foarte, foarte, să zic așa, strictă. Și prin 1907, în mărturisirea lor de credință, au spus că botezul cu Duhul Sfânt sau dovada că cineva este botezat cu Duhul Sfânt, dovada inițială este vorbirea în alte limbi. Apoi, în anul 1916, Assemblies of God, care a împânzit America și toată lumea, în mărturisirea lor de credință, arată că dovada inițială a botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în alte limbi. După aceea, urmează imediat, un pic mai târziu, în 1917, Church of God, un pic mai târziu, în 1916, Assemblies of God, le-am inversat. Deci în 1916, Assemblies of God stipulează mărturisirea lor și în 1907, Church of God spun în mărturisirea lor. Apoi în 48, Pentecostal Fellowship of North America. Deci toți care s-au unit în mărturisirea lor au spus că cei care sunt botezați trebuie să arate sau să aibă dovada inițială a vorbirii în alte limbi. Cam asta este trecutul, istoria, să zic așa, de ce penticostali, în teologia penticostală sau în penticostalismul clasic, noi susținem că cineva care este botezat cu Duhul Sfânt trebuie să aibă dovada inițială a vorbirii în alte limbi. Și știu că în minte sunt fel de fel de întrebări, de ce așa și nu invers, de ce tocmai asta și nu altele. Am spus că asta este dovada inițială, dar nu este singura dovadă. Și botezul cu Duhul Sfânt trebuie să fie urmat de roada Duhului Sfânt. Aleluia. Botezul cu Duhul Sfânt trebuie să fie urmat de o viață trăită în ascultare și în curăție. Botezul cu Duhul Sfânt, care inițial are dovada vorbirii în alte limbi, dovada inițială, că dacă ai numai dovada inițială și permiteți-mi să vă spun că datorită faptului că se accentuează câteodată atât de mult pe dovada inițială și pe bună dreptate, s-au ajuns la concluzia că botezul cu Duhul Sfânt poate fi mimat și poate fi falsificat doar ca să aibă dovada inițială. Zi după mine. Și-au scăpat. De ce în sinceritate să cercetezi viața, să te rogi, să stăruiești și Dumnezeu să coboare Duhul Sfânt peste tine ca o experiență a ta personală cu Dumnezeu? Pe când este mai ușor să zici de ce atâta efort? Pot să spun câteva cuvinte, am dovada inițială și cu asta basta. Și dați-mi voie să vă spun că sunt biserici pline cu ideea că sunt botezați cu Duhul Sfânt, dar ei nu sunt botezați cu Duhul Sfânt. Cu urechile mele am auzit spunând, nu cu referire directă la botezul cu Duhul Sfânt, cu referire directă la lucrări sau la a face mari lucrări prin Duhul Sfânt. Și predicatorul a spus, fake it
until you make it. Înțelegeți ideea? La început să pornească de la tine, că vine după aceea. Crede numai că ai primit și o să vină după aceea. Și nu-i după Sfintele Scripturi. Botezul cu Duhul Sfânt este experiența vieții tale, relația ta cu Dumnezeu. Când Dumnezeu, nu că tu, și poate o să amintim, poate mai târziu lucrul acesta, și vreau să spun lucrul acesta pe care l-am mai spus, când vrem botezul cu Duhul Sfânt, noi nu căutăm în primul rând vorbirea în alte limbi. Scopul botezului cu Duhul Sfânt este ca să primim puterea Duhului și să-L primim și să ne dedicăm slujirii Domnului Iisus Hristos și să fim întotdeauna niște martori ai Domnului Iisus Hristos. Ăsta e scopul pentru care cerem. Dar Dumnezeu face mai mult decât atât. Dumnezeu ne dă vorbire în alte limbi, Duhul Sfânt ne învrednicește să primim daruri și vom vedea mai departe și intrăm, prin botezul cu Duhul Sfânt, intrăm în supranatural. Și am devagat puțin de la ceea ce mi-am propus, timpul s-a sfârșit, timpul este gata. Vreau doar să mai amintesc și vreau să amintesc doar lucrul acesta, bazele biblice ale vorbirii în alte limbi. Și știți că vorbirea în alte limbi a fost anunțată profetic. Și haidem doar câteva versete. Isaia 28:11 este un verset interesant acolo. Prin niște oameni cu buze bâlbâitoare, vorbea despre încăpăținarea poporului evreu și Isaia, prin Duhul spune, prin niște oameni cu buze bâlbâitoare și cu vorbire străină, va vorbi poporului acestuia Domnul. După aceea, anunțată profet Ioel 2:28-29, versetul arhicunoscut, după aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Vorbirea în alte limbi este, să zic așa, validată sau este demonstrată chiar de la început, când s-a pogorât Duhul Sfânt și am amintit lucrul acesta. Fapte 2:4, niște limbi ca de foc au fost văzute peste ei și au început să vorbească în alte limbi. Marcu 16:17. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da. Marcu 16, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi și este pomenit, vor vorbi în limbi nou. Este verificată, să zic așa, încă de la început și faptele apostolilor continuă în fapte 2:16, 11:15, lăsați, nu mai spunem lucrul acesta. Nu le mai amintim din cauza timpului. Luați și veți verifica că vorbirea în limbi este anunțată profetic, este împlinită cu revărsarea Duhului Sfânt, este continuată în viața primilor creștini și în viața apostolilor. Și vorbirea cu alte limbi, și cu aceasta închei, este corectată în Sfintele Scripturi. Și sunt mulți, ei, ce vorbire în alte limbi, ce dezordine. Și mulți au luat lucrul acesta în sensul de a elimina vorbirea în alte limbi. Dar Apostolul Pavel aduce rânduială și ne spune cum să exersăm sau cum Duhul Sfânt trebuie să ne folosească ca acest dar al lui Dumnezeu să ne zidească și să-l folosim după Sfintele Scripturi, nu după cum ne taie capul pe fiecare dintre noi. Și faptul că a fost dezordine, mulți zic, știi ce? Mare dezordine, trebuie eliminată total.
Și a fost o concepție și sunt multe denominațiuni și chiar mulți oameni. De ce să mă complic? De ce să mă complic? Vorbirea în limbi, daruri, prorocii, lucrări nemai auzite. Astea nu sunt pentru mine. Să ținem lucrurile simple. Nu vezi? Apostolul Pavel le corectează, îi pune așa, 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 așa. Și mulți zic, nu există, s-au terminat. A fost atunci, nu mai este. Ce să ne mai complicăm? Și au rezolvat problema. Pe când Sfintele Scripturi ne vorbesc despre o altă realitate. Deci, în Sfintele Scripturi și în scrierile didactice, Apostolul Pavel reglementează folosirea vorbirii în alte limbi. Nu o interzice. Ne oprim aici în seara aceasta și doresc din toată inima ca Domnul Iisus, prin cuvântul Său, să ne deschidă mintea, să ne convingă și să putem începe o viață diferită, să începem să ne rugăm, să ne apropiem de Domnul, ca aceste realități duhovnicești să fie valabile pentru fiecare dintre noi. Amin.